În primul rând, există la ora actuală foarte mult interes în zona aceasta de cercetare și cercetare aplicată inclusiv în domeniul sportului. Vedem că performanța la ora actuală nu este posibilă fără zona aceasta de aplicare a cercetării în sport. Și la Brașov este destinația, este locul ideal unde putem să construim un centru olimpic pentru sportul de iarnă. Centrul olimpic care să fie, să aibă toate aceste dimensiuni, atât pregătirea, monitorizarea, evaluarea atleților, cât și testarea de noi echipamente, inovare în acest domeniu, folosirea tehnologiilor pentru managementul performanței, lucruri pe care le vedem în țările evoluate din punct de vedere sportiv și pe care ni le dorim și noi la Brașov. Este un centru de care va beneficia atât în alta performanță, cât și sportul de masă, pentru că toate aceste evoluții tehnologice transpuse în sport fac sportul mai atractiv pentru mulți oameni. Parteneriatul pe care îl semnăm astăzi cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român are câteva direcții. Pe de o parte, obiectivul mare de a organiza Jocurile Olimpice de Tinere din 2028. Pe de altă parte, așezarea bazelor performanței sportive pe niște piloni solizi și în zona aceasta a Brașovului, care trebuie să rămână capitala sporturilor de iarnă din România. Iar pe lângă cele două componente amintite, cea de organizare de competiții și cea de cercetare, avem evident nevoie și de infrastructură și de un plan coerent, un plan comun de adaptare și de extindere a infrastructurii existente, astfel încât să putem găzdui evenimente majore, evenimente relevante din sportul de iarnă la nivel internațional. Scopul principal este de a dezvolta aici, la Brașov, un centru olimpic pentru sporturile de iarnă, pentru a aduce un plus de valoare sporturilor de iarnă, pentru a aduce un plus de valoare sportivilor și celor care îi deservesc, echipelor lor interdisciplinare, pentru că un sportiv nu se creează doar pe pârtia de schi sau doar pe stadion, este nevoie și de pregătire specifică, de analiză, de recuperare, de studiu în ceea ce privește calitatea materialelor folosite. Toate aceste detalii sunt componente ale unui întreg tablou care formează până la urmă performanța sportivă și nu numai. Vorbim aici de performanță umană. Avem un acord de principiu cu Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, cu Universitatea Politehnică din București. Sunt oameni interesați de sport și în primul rând sunt interesați de tehnologie și de performanță umană.